Necesitatea unei legi care să reglementeze acțiunea de lobby în România a făcut obiectul multor dezbateri atât în presă cât și în tot soiul de conferințe. Deși toți parlamentarii fac într-un fel sau altul lobby pentru susținerea proiectelor comunităților lor la ministere, cele câteva proiecte legislative pe acest subiect zac în sertarele Senatului sau Camerei Deputaților de cel puțin un deceniu. Unul dintre autorii unei asemenea legi, deputatul Ioan Munteanu, explică de ce nu se vrea adoptarea la noi a unei asemenea legi care există în toate țările democratice ale lumii. Eu, acum 2 ani de zile, pe o construcție mai veche, pe care a avut-o tot un nemțean, fostul senator Șerban Strătilă, care a luat informații din tot ce înseamnă în lumea asta, am mai adăugat ceva, încă 2-3 colegi, și înainte de a ajunge la Consiliul Legislativ, am sfătuit ușor să o lăsăm mai deoparte. Bun. Deci, legi de lobby funcționează în țările din lume. La noi, ceea ce fac aia lobby, la noi se cheamă trafic de influență, ca să traducem așa, simplist, sigur. Și nu văd. E frică. Nu văd, din contră. Mai faceți. Păi nu, că dacă ar fi legea lobby-ului, hai să ne înțelegem bine. Mulți din cei care astăzi sunt sub anchete n-ar mai fi. Lobby înseamnă, de fapt, orice acțiune cu scopul de a influența politicile publice, iar lobbyiștii sunt cei care militează pentru obținerea de fonduri, pentru trecerea unor proiecte importante ale comunităților pe care le reprezintă. O lege a lobby-ului în România trebuie, în primul rând, să îndeplinească, potrivit specialiștilor, 3 deziderate: transparență, integritate și comportament etic din partea celor ce fac lobby. Apariția în contextul politic actual a unei legi a lobby-ului ar însemna, spun gurile rele din politică, a lua pâinea de la gura procurorilor DNA.